Bun, regăsit, dragi telespectatori! În această întâlnire propunem o discuție interesantă despre oameni interesanți, despre oameni care au făcut din istorie veșnicie și au coborât veșnicia în istorie. Astăzi facem pomenire de 7 ani pentru vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române și încercăm să aducem în memoria dumneavoastră și la sufletele dumneavoastră parte din numeroasele sale învățături, din viața sa, pentru că oamenii buni, oamenii curați, sunt oamenii care nu mor niciodată. Pentru acest frumos dialog avem doi invitați de seamă, și anume pe domnul academician Constantin Bălăceanu Stolnic. Bine ați venit! Bună seara! Și pe părintele Bogdan Teleanu, preot slujitor la Biserica Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc. Bine ați venit, Preacucenice, părinte! Bine v-am găsit! Domnule academician, Dumnezeu v-a binecuvântat cu înțelepciune și cu oameni deosebiți. Ați împărtășit și ați primit de la mulți multe daruri. Cum l-ați perceput pe Marele Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Teoctist? Da, îmi pare bine că a spus Marele Patriarh, fiindcă, după părerea mea, sunt cei mai mari patriarhi, nu numai a Bisericii Ortodoxe Române, dar Ortodoxii. Posteritatea o să-l judece și, după părerea mea, cred că o să-l și sanctifice. Patriarhul Teoctist l-am cunoscut bine, pentru că fiind efort testamentar la Biserica Domnița Bălașa și fiind și membru în Consiliul Eparhial și după aceea în Consiliul Național Bisericesc și în Adunarea Națională Bisericească, am avut foarte multe contacte cu Preafericitul Patriarh Teoctist și aceste contacte s-au transformat chiar într-o legătură mult mai apropiată. Ne telefonam reciproc, mă lua și mă plimba, mă ducea la mănăstire, luam masa împreună, așa că l-am cunoscut foarte bine. Era unul dintre acei ierarhi care emanau un fel de sfințenie, așa. Se simțea la el vocația religioasă. De altfel, Patriarhul Teoctist n-a trăit viața laică. Este poate dintre puținii prelați ai bisericii noastre care n-au trăit viața laică. Eu, la vârsta de 13 ani, a intrat în schitul Voronaj și după aceea și-a dus o viață monahală până la 90 ceva de ani, când acum 7 ani de zile ne-a părăsit. Toată viața lui a fost închinată bisericii și lupta sa a fost întotdeauna nu atât pentru el, cât pentru consolidarea bisericii în momente foarte dificile. Fiindcă el a fost episcop de Arad, a fost episcop de Oradea în același timp, a fost mitropolit al Olteniei, a fost mitropolit al Moldovei, a ținut un moment dat și mitropolia Ardealului și până la urmă patriarh al României, într-o perioadă în care aceste funcții erau foarte dificile de exercitat. Peste tot unde a fost, nu numai că și-a îndeplinit misiunea pastorală la care ținea foarte mult, nu numai că și-a îndeplinit funcțiile liturgice, era un foarte bun liturgisitor, avea voce frumoasă, îi plăcea ceremonială, avea o gestică foarte bine pusă la punct, bătea și toaca, adică îi plăcea partea aceasta liturgică, dar a fost și un foarte mare gospodar. Regretatul mitropolit Antonie Plămădeala spunea că a fost unul dintre mari chivernisitori bisericii noastre și peste tot a lăsat urmele lui. Într-o perioadă în care se propovăduia reducerea bisericii, dărâmare de biserici, închideri de mănăstiri, sub tobăduirea lui lucrurile înflorit. El a fost atacat și a fost criticat pentru cele 26 de biserici din București, care nu se putea să se opune. Cine susține că putea să se opună nu cunoaște vremurile respective. Dar replica lui a fost foarte constructivă. În perioada el a construit 100 de biserici. Vedeți? Nu s-a introdus într-un dialog agresiv, ci a răspuns prin fapt. Și asta este un lucru foarte pozitiv. L-a ajutat Dumnezeu să poată să facă aceste biserici, care sunt replica cea mai concretă la o acuzație care este cu totul nedreaptă. Și a avut momentul acela foarte penibil și dificil în care unele elite românești nu l-au înțeles foarte bine
Și în loc să ia taurul de coarne, s-a retras umil, discret, la mănăstirea Sinaia, dând un exemplu de smerenie creștină. La începutul anilor 90. La începutul anilor 90. Și n-ar fi revenit dacă nu erau presiuni din partea celorlalți patriarhi și din partea unor dintre ierarhii noștri. Ceilalți patriarhi, dar nu este posibil, nu este admisibil acest gest, fiindcă nu corespunde realităților respective. Așa a revenit și pe urmă a mai putut să păstărească cu mare succes biserica în momente grele, suportând toate atacurile și toate acuzațiile nedrepte care și le-au adus, cu fruntea senină, ca un om care era împăcat în sufletul său cu misiunea pe care și-a îndeplinit-o cu foarte mare succes. Părinte Bogdan, lucrați în presa bisericească și cu siguranță aveți numeroase interacțiuni cu presa laică. Mă întrebăm cum l-a perceput pe preafericitul părinte Teotist presa în vremea când a fost în viață și cum le percepe și acum? Ca o istorie vie, pentru că datorită vârstei sale înaintate, trebuie să fi cunoscuse pe toți patriarhii dinainte. Apoi, spunea domnul academician că a fost dedicat totalmente bisericii, dar a avut nostalgia laicității, să spun așa, prin prisma satului. Tot timpul evoca familia sa, numeroasă, era al 10-lea copil dintr-o familie de 11 copii, chipul mamei sale era mereu prezent, al surorii sale care îl conducea la biserică și își amintește slujbele ținut fiind în brațe de sora lui, momentul în care își ia la revedere adică îi anunță pe părinți și pleacă fără să știe părinții la mănăstire, ia drumul mănăstirii spre Sihăstria Voronei, împreună cu un alt prieten de-al lui. Nu îi lipsea și nota aceasta laică, aspectul. Înțelegea foarte bine și interacționa foarte bine și cu laici, în egală măsură. Bineînțeles, era un excepțional liturgist. Slujbele sale, când intra la slujbă, nu vrea să fie deranjat, fiind în preajma preafericirii sale, se încrunta dacă îndrăzneam cumva să-l tubărăm atunci când se pregătea să înceapă Sfânta Liturghie. Apoi era un om al rugăciunii. Nu știu dacă am mai scodit așa să văd dacă cumva practica rugăciunea isihastă, așa o ispită de-a mea, dar cu siguranță era un om al rugăciunii, iar acest lucru reieșea cu claritate din discursul lui. Avea un limbaj care crea dificultate jurnaliștilor contemporani, dar prindea foarte bine la cei pe care îi păstorea, pentru că izvora direct din Kazani. Era limbajul rugăciunii pe care o practica zi de zi. Aceasta ar fi un patriarh al simplității duhovnicești în egală măsură. Nu avea pretenția aceasta de a fi mare profesor tot timpul, spunea, și când a ajuns să conducă Facultatea de Teologie din București, cu aceeași smerenie a condus-o și recunoștea că erau elite pe vremea aceea pe care le păstorea. Dar a încercat să învețe de la fiecare ceva, începând de la patriar până la profesorii de teologie remarcabil din vremea păstoririi sale. Avem un prim filmuleț cu preafericitul părinte pe care vă invit împreună să-l vizionăm. Și totuși, pornind de dimineață, în Duminica Tomii, la vremea becerniei, deci ora 4 și ceva, când se termina la sfârșitul ei, unul dintre părinții care ieșeau de la biserică a venit la mine și m-a întrebat: ce vrei, mai băiete, de ce ai venit aici? Și i-am răspuns, după spusele lui, după ani, după decenii chiar, că am venit să învăț școala călugărie. Ce însemnătate avea acest cuvânt, nici acum nu-l pot tâlcui, după ce am împlinit 90 de ani de viață,
de ascultare și de slujire a bisericii, care m-a promovat dintr-o stare în alta cu atâta iubire și cu atâta statornicie, încât văd în momentul plecării de atunci, în momentul deciziei luată aici ca să mai fac încă 4 km până la schitul de sus, unde am fost apoi primit, nu pot să văd altceva decât voia lui Dumnezeu, în chip minunat și poate nepriceput de noi, dar numai voia lui Dumnezeu, pentru că această purtare de grijă a lui Dumnezeu m-a ținut statornic în ascultarea bisericii noastre în toată existența vieții mele. Domnule academician, l-ați cunoscut și cu toții l-am cunoscut, poate din apropiere sau din depărtare, prin inimă, poate prin posturile media, ca un om foarte rezistent. Și moral, l-ați cunoscut pe Preafericitul Părinte ca un om foarte rezistent. Și de o rezistență morală extraordinară și de o rezistență fizică extraordinară. Reușea să-și facă așa cum se cuvine canonul de rugăciune, cu acele forme de asceză, cu încenuchiatul, cu postul. Cum reușea lucrurile acestea la o vârstă înaintată? Pentru el facea parte din însăși existența lui. Existența lui a fost programată încă din copilărie, în așa fel încât lucrurile acestea făceau parte din mecanismul automat al existenței sale. Nu atât este importantă, dar era un om care a rezistat cu o seninătate extraordinară agresiunilor împotriva lui. Și și-a continuat misiunea cu eficiență, care ne uimește pe toți, dar fiind în momentele respective, pentru că a avut și un dascăl foarte bun, un patriarhul Iustinian, alt patriarh mare al Bisericii Ortodoxe, pe care lumea îl critică de foarte multe ori, fără ca să înțeleagă exact rolul său. Eu nu l-am cunoscut aproape deloc, dar socrul meu, care a fost și el epitrop la Biserica Domnița Bălașa, l-a cunoscut foarte îndeaproape. Spunea că a fost unul dintre patriarhii care au salvat Biserica Ortodoxă Română prin relațiile pe care le-a avut, prin grija pe care a avut-o ca în momentele acelea grele să permită bisericii să continue activitatea ei în bisericile de mir și în cât mai multe mănăstiri. Cred că este un fenomen destul de important acest lucru, care se datorește intervenții directe a patriarhului Iustinian, dar să și uită că datorită patriarhului Iustinian a fost salvată și fresca de la Ateneu. Eu cunosc exact ceea ce s-a întâmplat atunci, dar e altă poveste. Și patriarhul Toptist a învățat acest lucru și în păstorirea lui a, ca obiectiv final, cu riscul câteodată de a-și întuneca puțin telimarina, să salveze biserica în momente foarte grele. Și a reușit acest lucru. Biserica Ortodoxă Română a reușit și în 1990 a putut să-și ia zborul din nou cu toată amploarea respectivă. Și atunci el s-a dedicat unei probleme, uite, reinstaurarea învățământului religios. El a fost unul dintre cei care au promovat reinstaurarea învățământului religios și este o contribuție extrem de importantă, așa cum și din punct de vedere teologic el a avut ideea aceasta să creeze Sfinții Români. Vezi, e o idee pe care a avut-o, a dezvoltat-o și a făcut-o cu eleganță și cu, hai să spunem, cu un rafinament teologic foarte, foarte interesant. Era absolut firesc ca Sfinții Români să fie canonizați printr-un om care iubește pe Sfinții, ne spuneați mai devreme, care trăiește în aura Sfințeniei lor în timpul rugăciunii. Da. Știm prea bine că e și acea vorbă populară care spune că sunt bătuți decât copacii care fac roade. Dacă nu face roade, un copac nu este lovit ca să nu primească rodul omul. Ne spuneați, Părinte Bogdan, că au fost 11 copii. Preafericitul a fost al 10-lea copil al părinților săi. Dacă am aduce puțin în contemporan această idee, nu ne-ar speria puțin 11 copii? Ce o să-l face toți cei 11? Copii, nu mă sper, pentru că în familie înainte, aparținând unei familii cu documente, aproape
500-600 de ani în România, sau unor strămoși ai mei până 1000 de ani în trecut, familiile aveau 10-12 copii. Pentru că pe vremurile acelea nu exista ideea întreruperii de sarcină. Ideea întreruperii de sarcină era considerată ca o agresiune, ca o crimă propriu-zisă. Și atunci copiii veneau așa cum aia Dumnezeu. Sărbătorim pe Brâncoveanu, pe ce? Cu 4 băieți și 7 fete. Dar aș vrea să spun că această conștiință a familiei, Părintele Patriarh Teoctist a transpus-o în viața bisericească și l-a ajutat să-i fie foarte familiar însuși Dumnezeu. Toată biserica a conceput-o ca pe o familie. Spuneați apoi de rezistența Părintelui Patriarh la anumite presiuni. Aș vrea să consemnez atenția cu care, atunci când își corecta cuvântările sau interviurile spre a fi publicate, spre exemplu, episodul în care s-a pus problema mutării reședinței patriarhale. A venit aici un Ion Dincă, era celebru, era spaima tuturor, și i-a propus din partea președintelui de atunci, Nicolae Ceaușescu, să mute reședința în altă parte, să-i facă al palat și să ia și oasele, referindu-se la Sfântul Dimitrie Basarabov. Răspunsul Părintelui Patriarh este consemnat într-una din cărțile sale, dar și din partea cealaltă a lui Ion Dincă, care chiar îi cerea Părintelui Patriarh să recunoască episodul, reprezintă o formă de rezistență, dar n-aș zice prin cultură. A fost înțeles greșit Părintele Patriarh Teoctist atunci când a fost judecat de anumit segment de intelectuali, care se așteptau la rezistență prin cultură. Eroarea fundamentală a acestor intelectuali a fost următoare. Și a spus-o Părintele Patriarh Teoctist într-un discurs al său pe care l-a ținut în Polonia când a primit titlul de doctor honoris causa. Biserica a rezistat prin altceva, ce este esențial, prin cult. Vorbeam de vocația de liturgist a Părintelui Patriarh Teoctist. Ori a spus și atunci și cu alte ocazii că nu s-a încetat viața liturgică, botezurile au continuat, slujbele în biserică nu au încetat. Asta este rezistența adevărată. Noi n-am avut în România rezistență prin cultură, cel puțin din câte am cercetat eu. Dar cu siguranță am avut rezistență prin cult. Și aceasta îi se datorează în bună parte, iată, un episod de rezistență, când s-a pus problema mutării moaștelor Sfântului Dimitrie Basarabov de aici și chiar a reședinței patriarhale, formă de rezistență și aceasta neconsemnată, lăsând la o parte alte forme de rezistență, cum ar fi întâlnirea cu vrednicul de pomenire, Papa Ioan Paul al II-lea. Iarăși un gest riscant pentru Părintele Patriarh Teoctist. Prima întâlnire a unui papă. Vorbeați de anumite biserici care au dispărut din București, dar au fost unele, niciun caz Părintele Patriarh nu și-a dat binecuvântarea pentru niciuna, iar deciziile au fost luate fie din absența Părintelui Patriarh, că nu era în țară, cum a fost cazul Bisericii Sfânta Vine, din câte am înțeles, era plecat în Austria, se comemorau atunci nu știu câți ani de la căderea, de la sediul Vienei, de către turci, așa, ei, nu era în țară și că s-a întors, s-a petrecut acest eveniment. Așa lucrau atunci, se lucra pe neștiute și niciodată nu și-a dat binecuvântare și nu și-ar fi dat-o pentru demolarea vreunei biserici. Dar în schimb, culminând cu Popești, Biserica de Popeștile Ordeni, unde a obținut și aprobările pentru mutarea institutului acolo, tot în timpul regimului comunist au obținut aprobările, iată că a încercat să, și biserica din satul natal, iarăși călitoria sa, și dacă ar fi fost așa, iarăși titoria de numeroase biserici, cum spuneați, compensează în egală măsură. A fost o mare provocare pentru tot sistemul comunist. A fost o provocare, da, și o provocare care n-au putut să-i facă față. Pentru că era așa de blândă, așa de fină, încât nici n-au perceput-o ca o provocare. A reușit să se impuie mult mai delicat decât Patriarhul Justinian, care a mai dat și cu cârja. Da, alta era relația de la om la om atunci. Nu, a fost un patriarh într-adevăr eficient. A fost un patriarh eficient care a făcut față unor momente extrem de dificile a istoriei Bisericii Ortodoxe Române. Ce calități credeți că l-au ajutat ca să se descurce în această situație destul de încălcită? A avut ierarhi în jurul lui care l-au ajutat și care l-au sprijinit, nu numai pentru episcopii vihari care erau lângă el, dar
ierarhii țării, în general, au fost destul de solidari cu... Chiar și în momentele acelea dificile au fost niște mici fisuri, așa, dar care s-au atenuat pe parcurs, pentru că s-au lămurit despre realitatea, într-adevăr, dureroasă în care a trecut Patriarhul Teoctist și care, într-adevăr, rămâne ca un exemplu al unui conducător de biserică într-un mediu ostil. Ne spuneați de faptul că, într-adevăr, a crescut într-o familie numeroasă și și-a iubit și frații și părinții, deși a plecat poate fără binecuvântarea acestora. Și a cerut binecuvântarea, dar nu le-a spus momentul în care va pleca. A păstrat taina. A păstrat taina. Dar și părinții și-au dat binecuvântarea neștiind momentul, că era așa de curând. Și a revenit. A revenit prea fericitul, s-a dus în lumea monahală și apoi a îmbrăcat toată haina monahală și a venit cu ea în lume și a pus-o deasupra lumii. Pentru că ne uităm în foarte multe imagini, apare înconjurată de tineri, de că copii. Știți că n-a aruncat haina monahală, o punea în Săptămâna Mare. Patriarhul Teoctist în Săptămâna Mare era negru. Negru, da. Era un fel de asumare a suferințelor lui Iisus într-o formă simbolică. Ceea ce este important. Așa este și a adunat pe toți. Eu cred că este un mare dar, poate este greu multor oameni în propria familie ca să-și țină copiii, nu, soția sau soțul apropiați. Îmi amintesc un interviu cu doamna Lilia Munteanu și în care încerca să afle cum s-ar putea autodefini. Și ea zice, aș defini un patriarh al unității, la care Părintele Patriarh zice, suferea. Că nu era lipsă de unitate și aici se vede și vocația de familist și privea biserica exact ca pe o familie, ce cam șubră de unitate, a recunoștea Părintele Patriar. Dar a luptat pentru această unitate, iar testamentul pe care a ținut să-l spună în cuvântările sale până în clipa sa, trecerii sale la cele veșnice, a fost acesta, a păstrării unității și continuității bisericii. În sensul de cinstirea înaintașilor, a predecesorilor săi și de a le duce mai departe ceea ce lucrarea, care, misiunea pe care o au de îndeplinit. Cam așa era Părinte, dar vorbeați de ce virtute l-ar caracteriza și a spune a simplității duhovnicești. Era un patriarh al sintezii. Și să vă dau un exemplu. La un moment dat, într-un timp unei vizite a întâi stătătorului Bisericii Greciei, vrednicul de pomenire arhiepiscop Hristodulos, Părintele Patriarh însoțește în Oltenia și acolo, unde a fost mitropolit de altfel, se întâlnește cu foști consilieri de pe vremea lui. Și unul dintre consilieri descria modul pe care l-am și recunoscut de lucru al Părintelui Patriarh Teoctist. Care era? Îți cerea să vii cu o lucrare care putea să aibă numeroase pagini. Își cerea o sinteză de 3 pagini, își cerea apoi o sinteză de 1 pagină și se alegea și sinteza de 1/5 de pagină. Era un patriarh care îi plăceau stilul acesta concis, dar și sintetic de gândire. Nu era nu căuta și nu avea un limbaj complicat și nu-i plăceau ideile complicate, încălcite. Ideile erau complicate, dar le exprima într-un limbaj inteligibil. Avea o cateheză extraordinară. Asta e înțelepciunea până la urmă. Asta este înțelepciunea. Da. Să se concentreze. Vorbea mult, e adevărat, vorbea mult, dar deținea. Și mecanismul retoric era extrem de interesant. Nu era un teologian tip Toma d'Aquino, care vine de pe înălțimile filozofiei tomiste, era un om religios care caută să explice oamenilor anumite lucruri extrem de complicate. Nu, era asta. Și mai a avut un merit, a reactualizat ideea bisericii catedrale, care era, n-a fost ideal. Era un dor. Era un moștenire rămasă de la Patriarhul Miron Grâsnea.
Și de la el toți patriarhii au încercat și au trecut prin momente istorice care au împiedicat realizarea acestei biserici și, în fine, patriarhul Teoctist a găsit momentul potrivit și a suferit foarte mult. Da, și a exercitat o altă virtute, virtutea răbdării, că a fost mutat de colo-colo cu locația catedralei. Și aici e un episod iarăși demn de, și iertați-mă, aici s-a întâmplat un lucru extraordinar, după mine. Dacă n-ar fi fost discuțiile acestea, biserica catedrală ar fi fost aici, a ajuns în val. A ajuns pe locul cel mai important datorită criticilor care s-au adus. Nu e bine aici, hai să o punem acolo. Nu e bine aici, hai să o punem acolo. Fine, a pus-o în Parcul Carol, unde a fost circul ăla care a făcut atunci, după cum știți. Dar asta a avut ca efect, dintr-o dată, plasarea lor, lui, catedrale în locul cel mai favorabil. Dar în legătură cu Parcul Carol, impresia, de exemplu, Părintelui Patriarh, s-a pus problema și se tot frământa cum poate să coabiteze Catedrala Mântuirii Neamului lângă un mausoleu comunist. Știu, și atunci argumentul își căuta argumentele așa, cum ar putea să argumenteze pentru el. Acesta se zice, dar oare Mântuitorul Iisus Hristos nu a coborât și el la iad ca să ridice? Și considera că în orice loc ar fi fost, catedrala i-ar fi dat importanță locului respectiv. Greutate. Uite că pronia cerească a făcut în așa fel încât, spune așa, uite, măcar, parcă măcar cu valizele de acolo până acolo. Deci a stat să iasă bine până la urmă și într-adevăr, până la urmă au ieșit, s-a așezat în locul cel mai potrivit, în locul cel mai înalt, pe o colină, că așa este frumos să fie, și într-un loc unde au fost, au dispărut vreo 5-6 biserici. Vezi, nu e chiar așa întâmplătoare așezarea ei acolo. Mm. Și chiar în paralel cu Parlamentul, înseamnă că noi suntem o țară în care conducerea, sau cel puțin răspunderea conducerii țării, este împărțită între laic, reprezentat în politic și pe spiritual reprezentat de biserica dominantă. Dar e adevărat că nu cred că, adică și spus-o, că nu, trăgea nădejde să vadă începuturile construirii, dar era conștient că nu va vedea finalizată. Și iată că o vedem acum apropiindu-se, dar aș vrea să spun așa, în legătură cu unitatea și continuitatea între patriarhi, am avut între ghilimele obrăznicia de a-l întreba odată, fiind doar noi doi împreună, cum îl vede pe următorul patriarh, chipul următorului patriarh. Mă gândeam că o să mă mustre, obrăznicia era destul de mare, dar n-a făcut-o. Și zice, următorul patriarh va fi un patriarh al vremii. Spera în vremuri mai bune, chiar vorbea de vremuri ale învierii și așa mai departe. Deci își punea nădejdea ca următorul patriarh să continue cu vremicie ceea ce începuse. Acesta era în raport cu construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Este extraordinar. Și locul, și timpul, și persoana. Da. Sunt chestiuni mult prea importante să fie lăsate așa la voia întâmplării. Știți că, de privită poate din afară, și mi-amintesc când eram la Facultatea de Teologie student, încă nu-l cunoscusem, doar din auzite, în seminar primise, mi-amintesc că o Sfântă Scriptură, în anul întâi ne-a făcut cadou o Sfântă Scriptură pe care o păstrez și astăzi, dar doar așa tangențial și din modurile oficiale de a intra în contact cu Părintele Patriarh Teoctist, e ușor să judeci, să spui, vai, a fost patriarh și avea toată puterea. Nu, e greu, când l-am cunoscut, mi-am dat seama cât de greu și ce funcție cu grea responsabilitate apăsătoare. Eu nu știu dacă cineva poate să-și imagineze mai mult decât a fi, cum se spune, ierar sau preot, să fii patriarh. Responsabilitatea este infinit mai apăsătoare. Și abia când l-am cunoscut și am lucrat și am văzut toate frământările și am înțeles argumentările, atunci mi-a devenit mai drag și, cum să spun, ca un bunic aproape. Dar am înțeles că n-am fost singur, mai avea un șiretlic. Cred că nu este persoană care să nu se fi întâlnit cu Părintele Patriarh Teoctist și să nu fi crezut că era preferată. Îți lăsa impresia după o discuție că, așa de familiară era în discuție, că ești preferatul numărul 1.
Astfel încât s-au trezit foarte multe persoane după trecerea cele veșnice și se considerau că ele l-au cunoscut cel mai bine pe Părintele Patriarh Teoctist. Ori în egală măsură, cred că i-a iubit pe toți. De altfel, în legătură cu aspectul acesta al iubirii Părintelui Patriarh Teoctist, aș mai spune, avea o vorbă. Deci, măi, nu puteți greși voi cât pot să iert eu. E vrea vorba prea fericirii sale. Da, preluată de la Sfântul Ioan Gură de Aur, da. Un adevărat sfătos. Da. O persoană care știa să spună ce are pe suflet. Nu, și că am avut și eu niște necazuri la un moment dat. Mi-a dat telefon, vino până la mine să mai stăm de vorbă. Adică era foarte apropiat. Din punctul ăsta de vedere, avea și eu un aspect în acesta paternalist. Avea un paternalism sacerdotal, ca să spunem așa. Adică pe undeva... eu sunt patriarh, nu sunt oarecare. Nu, a fost un om foarte bine din punctul ăsta de vedere. Și ceea ce spunea dată, în materie de liturghie, îi plăcea fasturile bizantine. El a fost promovat menținerea fasturilor bizantine. Asta era într-un moment în care avea preșinea Bisericii Catolice care mergea spre simplificarea ritualului. Și a spus, nu. Când te adresezi lui Dumnezeu, te adresezi îmbrăcat în cele mai frumoase veșminte, nu folosești limbajul de toate zilele, ci un limbaj mai aranjat și te adresezi lui Dumnezeu de obicei vorbind, ci mai mult cântând și cântând în spiritul pe care teologia l-a fixat de la Sfinții Părinți încoace, nu avea acest lucru. Și pe urmă a fost interesantă deschiderea lui. Și până asta va rămâne în istoria Bisericii Universale, deschiderea lui către ecumenism. Un ecumenism pe care l-a înțeles, dar l-a înțeles într-un context politic, un context istoric extrem de interesant, că s-a întâlnit cu Ioan Paul al II-lea, care și el era o personalitate care prin foarte multe elemente se asemănă cu Patriarhul Teoctist. Și i-ați văzut împreună? Da, eram, eram în administrație, lucram în vremea aceea. Noi i-am văzut împreună și am rămas. Erau ca doi exponențe aceleiași viziuni teologice în două variante, hai să spunem, rituale diferite. S-au înțeles foarte bine și asta a fost un lucru extraordinar, ca dovadă că plecând ei în mijlocul nostru, lucrurile s-au tulburat. Îmi amintesc satisfacția pe care a trăit-o în momentul în care Papa Ioan Paul al II-lea l-a recunoscut pe Sfântul Apostol Andrei ca cel care a predicat în țara noastră și a dus la încreștinarea poporului român. Ca o adevărată victorie. Zice, uite, Papa Ioan Paul al II-lea, care cândva spunea că nu e așa, că lucrurile nu stau așa, mergea pe o teorie a creștinilor noastre de către bulgari inițial și când a revenit la acest tip de discuții, zice, uite, totuși și Papa nu este chiar atât de infailibil. Așa a avut este. Așa o exclamație. Vă invităm, și pe estimații telespectatori să urmărim ce cel de-al doilea filmuleț. Nu simțeam oboseală, într-adevăr. Eram și la o vârstă când mă îndreptățea lucrul acesta. Dar îndeosebi când în viață urmărești un țel și mai ales ca aceste țeluri atât de sfinte de întreținere a mănăstirilor, a bisericilor, simți de undeva venind o putere deosebită și o stare de neoboseală. Ajungând de la un loc în altul, trebuiau să rezolv alte greutăți care se găseau. Pentru că din toate părțile se găseau din cei care trebuiau să pui piedică mai mult lucrărilor decât să le împiedice. Și cum depășați aceste greutăți? Și atunci le depășeam în primul rând printr-o răbdare care ne-o recomandă însuși Mântuitorul Iisus Hristos printr-o înțelegere deosebită așa și prin reușita acelor ce începeam, care pentru mine însemna un îndemn de a nu mă lăsa biruit. Cum a fost cazul și cu biserica nouă din satul meu natal și cu biserica cea veche care a fost restaurată, consolidată și pictată apoi,
și așa încât aceasta a constituit o parte însemnată. Dar pentru că am ajuns aici, trebuie să vă destăinui ceva care dumneavoastră, generația tânără, nu știți. Când eu am fost hirotonit în 1950, episcop vicar la Patriarhie, Patriarhul Justinian, în cuvântul său, dacă veți citi acel cuvânt foarte scurt de la hirotonia mea, care l-a rostit improvizat, mi-a tras atenția, ești moldovean. Și mi-a dat titlul de botoșeneanul. Și acum primesc scrisori câteodată de, îmi zic, botoșeneanul. Te cheamă teoctist. Și acolo, în Moldova, a fost Ștefan cel Mare. Să ții la biserici, să slujești bisericele. Nu numai cu cuvântul și cu îndrumarea, ci cu propriu zis, cu întreținerea bisericilor. Prevedea o situație grea care avea să vină. Acest cuvânt eu l-am păstrat în taina sufletului meu și acum cu prilejul pășirii pe cel de-al 10-lea deceniu de viață, mi-am adus aminte așa, că mi-a spus și am și dat și la alții de la presa centrală și de la televiziunea centrală lucrul acesta ca o îndatorire, păstrând în inima mea îndatorirea aceasta că atunci când ajungi într-un loc, trebuie să-ți faci slujba ta, să o faci de plin, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Domnule academician, prefericitul a avut o viață ascetică, ascunsă, dar reală, și în același timp a fost, cum spun laicii, un înalt prelat. Pot coabita ambele, să spunem, expresii de existență, și un om înalt al bisericii, dar și un ascet? Da, pentru că în viața lui de prelat a știut să facă, să dea ceea ce se cuvenea ascezii, pe de o parte, fiindcă niciun moment n-a uitat că e călugăr, pe de altă parte a respectat însă și fasturile legate de funcția sa de ierarh. Adică el nu făcea niciun fel de tocmeală în privința aceasta, totdeauna era impecabil îmbrăcat, totdeauna cu reverenda albă, cu veșmintele cele mai elegante, îi plăcea acest lucru, ca cei din jurul lui să fie înveșmântați așa cum cere ritualul bizantin, pe de o parte, pe de altă parte, în viața lui personală și în, hai să spunem, desfășurarea biologică a existenței sale, a dus o viață de om modest, care mânca discret, respecta toate posturile, își îndeplinea obligațiile de muncă, pentru că a fost un om foarte muncitor. Eu mă aduc aminte, îl chema pe fiecare dintre fundul, lucra pe terasa aia, acolo, în spate, îl chema, hai să facem, să facem. De câte ori m-am dus acolo, îl găseam lucrând. Nu numai în biroul patriarhal, ieșea și pe terasa acolo, că îi plăcea. Și oriunde. Deci, este posibil acest lucru. Adică, și chiar cred că imaginea corectă a unui ierarh este tocmai aceasta, să îmbină elementul suntos, liturgic al ierarhului care are o răspundere în conducerea unei eparhii sau unui mitropolit sau unui întregi biserici și umilința care este legată și simplicitatea care este legată de viața monahală. Fiindcă nu degeaba este condiția aceasta, ierarhul trebuie să fie monah. Asta era clar la Patriarhul Teoctist. Dar știa să, în limbajul său să fie foarte uman, nu era un om riguros, făcea glume, era plin de humor, povestea și povești amuzante din experiența lui, din viața lui, era și distractiv, adică nu se rezuma să fie un sumbru savonarola.
de exemplu, ca să certifice ceea ce se spunea domnul academician, poate vă amintiți în 2006, când a făcut 20 de ani de patriarhat, era celebra expresie a preafericirii sale, sunt primii 20 de ani de patriarhat. El, desigur, era o glumă, era și o gubăț, pentru că în alte împrejurări și-am, de exemplu, venit o delegație a Bisericii Anglicane din Anglia și a mărturisit așa îndoiala că Dumnezeu îi va mai îngădui mult timp în această înaltă slujire. Și nu a fost singura dată când am auzit că se pregătea oarecum, era poate o formă de premoniție, deci iată, vorbesc de anii 2006, deja începutul 2007. Probabil că, zic eu, presimțea apropierea sfârșitului în altei sale slujiri. Da. Ne spuneați că a sprijinit cu mare dragoste teologia și dezvoltarea acesteia. Care sunt, să spunem, formele concrete ale expresiei iubirii față de teologie? Ne spuneați că a și scris, a și sprijinit tipăritura. A scris foarte mult. A fost profesor. A fost rector. Adică s-a ocupat de învățământul teologic. Și nu uitați că el și-a completat învățământul teologic, a făcut și facultatea de litere și arte la Iași, în timpul cât era arhimandrit acolo. Un filolog adevărat. Deci, adică a făcut și aspectul acesta să aibă un orizont cultural care să nu fie circumscris numai la domeniul teologic. Și avea și cunoștințe de mai profunde și din domeniul acesta științific. Știu că discuta cu preasfințitul Roman, nu l-ați cunoscut noastră, care era episcop vicar, care era farmacist de formație. Da. Și discuta chimie cu el, adică voia să știe și să fie integrat în realitățile științifice moderne, ca să folosească acest lucru în interpretarea teologică a vieții și în cateheză. Nu, prin punctul ăsta de vedere era foarte uman. Luam masa cu el și știa să respecte și un anumit protocol. Am fost hrată la masă cu el, cu regele Mihai și cu familia regală. Știa să combine, să echilibreze situația. La un moment dat a fost un moment critic în care trebuia să fie, era învierea. Și majestatea sa a vrut să facă învierea la patriarhie. Nu știu din ce motive patriarhul n-a vrut să creeze precedentul unui șef de stat, că era frică că vine altcineva. A spus, nu, eu nu primesc pe nimeni la înviere. Și atunci m-am oferit eu să fie la Biserica Domnița Balașa. Imediat patriarhul mi-a telefonat, foarte bine ai făcut, îți trimit un episcop. Îl trimit pe președintele Vicente. Ca să meargă lucrurile cum trebuie. Avea și delicateța aceasta și subtilități diplomatice de un rafinament extraordinar de surprinzătoare pentru un om venit din mediul în care a venit. Probabil că asta e și înțelepciunea, până la urmă, și constă da. În simplitatea cu care abordezi. Și totodată, cum spuneați, arată o bogăție spirituală da. Deosebită. Valori, într-adevăr, ale vieții bisericești, până la urmă. Dar să nu uităm, totuși, cum spuneam și la început, el a trăit toate momentele importante ale istoriei Patriarhiei Române, încă de la înființarea ei. Și acest lucru i-a permis ucenicia pe care a făcut-o pe lângă Patriarhul Justinian, a fost de mare, mare folos. Și toate aceste aspecte s-au regăsit în patriarhatul pe care, acea diplomație cu care ar rezuma-o înțelepciunea șarpelui și blândețea porumbelului. Acum, nu știu dacă tot timpul a avut această liniște, dacă cumva tu, când în anii, poate asta spuneți mai, cunoașteți mai bine, era mai aspru înainte sau a fost vreo schimbare asta? Eu am prins anii în care era mi-a spus, ca un bunic. Era în povestea, a fost era în povestea de diaconatul lui aici, când venea, când îmi spunea ce, venea regele Mihai Mic și era zburdalnic și venea cu regina Elena care, ca toate grecoaicele, era foarte ortodoxă, deci, și amintea de lucrurile acestea și le povestea. Și a lucrat și cu patriarhul Veron Cristea, pentru care avea o
o intervenerație cu patriarhul Nicodim. Când a fost la seminar la Cernica, și-a amintit în momentul morții patriarhului Mirocristea, care era în Franța. În Franța a murit și a fost adus, era și prim-ministru, da. Și atunci a fost o întreagă ceremonie și a făcut parte dintre seminariștii care au participat la această ceremonie. Asta în legătură cu patriarhul Mirocristea. Cu patriarhul Nicodim îl leagă anii de seminar de la Neamț. Și l-a cunoscut acolo foarte bine și patriarhul Nicodim iarăși l-a știut ca un bun monah și seminarist. Cu mitropolitul Irineu, un Michelcescu, a avut probleme. Aici nu stăpânesc foarte bine problema, dacă... Da, da. Dar în orice caz, i-a schimbat pe toți. Probleme, pentru că până la urmă mi-au luat titlul de arhimandrit la un moment dat, în perioada aceea 1948, cred, a avut un moment dificil. Și poate s-au schimbat lucrurile, a venit ca mitropolit al Moldovei Iustinian și acum nu s-a putut din nou să reintre într-un circuit normal. Dar atunci a avut un moment de ciocnire, așa. Știm prea bine că întotdeauna că sunt gânduri bune și persoane deosebite, apar și ispitele pe măsură. Inevitabil. Inevitabil lucrul acesta. Vă invit, domnilor invitați, și pe stimații noștri telespectatori să urmărim cele al treilea filmuleț pregătit din câteva cuvinte memorabile ale prea fericitului Părinte Teoctist. Sunt momente care s-au succedat și pe care le-am trăit cu mare intensitate. Da, și atunci starețul de la Mănăstirea Bistrița mi-a dat recomandare către episcopul Ilarion Băcăuanul de la Roman ca să mă hirotonească. Și m-am prezentat după datin, așa erau prieteni, am înțeles că erau prieteni. Și apoi am mers la biserică în dimineața zilei respective, el însoțit de directorul seminarului, preotul vestitul director Vlad. Seminarul de la Român a fost unul din cele mai bune seminarii ale noastre, din cele care le-a avut biserica atunci. Da, și părintele acesta, Vlad, mi-a rămas un fel de duhovnic și de prieten al meu până când a murit, Dumnezeu să-l ierte. El era însoțitorul preasfințitului și cu altul, dar numai pe el, după hirotonie, numai după el m-a impresionat figura preasfințitului Ilarion, care era înalt, era voinic, înalt, și eu eram în biserică și el m-a impresionat și atunci ritualul care îl cunoașteți, al diaconiei. L-am terminat și am mers acasă împreună ca să-mi scrie confirmarea pe adresă că în ziua de cutare am fost hirotonit. Și acasă, la chilia lui din incinta episcopiei, din dreapta de acolo, el avea două camere. Pe o sală acolo sunt în dreapta și în stânga, și cea din dreapta unde am intrat noi era caldă soba cu foc. În sobă, călduț, era iarna, în ianuarie. Și el atunci cu directorul, mă, părinte director, dar ăsta e seminarist, zice băiatul ăsta, e seminarist. Ar să ajungă ăsta, trebuie să servim o cafea. Și el să pleacă, era voinic, așa, să pleacă la sobă cu ibricul, la focul care era acolo și l-a pregătit și în sfârșit a luat cafeaua și a pus-o și eu de la mănăstire venit stăteam cu multă spială și el zice, hai să-i dăm, măi Vlad, măi, să-i dăm că ei s-ar să ajung om mare.
Zice, ar să ajung om mare, nu vezi că e seminarist și e la Ghenadie, la Bistrița. Ghenadie starețul era o personalitate în rândul starețelor în vremea aceea, altfel era măsurată personalitatea decât acum. Așa cum ce începe, Părinte Bogdan, discutând cu anumite persoane care au fost în proximitatea prea fericitului, îmi spunea lucrul acesta, era o persoană foarte blândă în afară, însă în ceea ce privește profesionalismul, adică chestiuni legate de administrație, era foarte strict și cu el și cu ceilalți. Pentru că altcumva, noi spunem în limbajul contemporan, nu se face performanță, altcumva nu avem roade bogate. În primul rând avea o vorbă, biserica nu are concediu. Și de câte ori ne confruntam cu aspectul ăsta, chiar nu aveam nicio replică. Pentru că, așa cum spunea domnul academician, lucra în continuu. Și apoi era foarte, foarte riguros și cerea această claritate. Până nu te făceai bineînțeles, nu aproba niciuna din lucrările respective. Și m-am dat un exemplu cu un colaborator de-al său de pe vremea când era mitropolit al Olteniei. Dar în egală măsură, în relația cu jurnaliștii, au fost nenumărați care au încercat să-l prindă în cuvânt sau așa și nu au reușit. Avea această abilitate de a vorbi foarte mult, de a spune și de a-ți capta atenția, iar la sfârșit să constați că ai plecat cu ceea ce a vrut Părintele Patriar să-ți transmită, nu ceea ce ai vrut tu să obții de la Părintele Patriar Teoptist. Asta e din părerea unor dintre jurnaliștii cu care a realizat interviuri, spre exemplu. Dar cred că, în egală măsură, el a reușit să împace această înțelepciune a șarpelui cu blândețea porumbelului. Știu că era un episod frumos în care cineva, un astfel de jurnalist, a întrebat ceva referitor de Catedrala Mântuirii, cum ar fi costuri preridicate. Da, aici punea în cumpănă și considera că omul e mai important decât oricare alt lucru și spunea că întreba de prețurile, într-adevăr, Catedralei Mântuirii Neamului și i-ar fi răspuns respective persoane că sufletul lui costă infinit mai mult decât prețul Catedralei Mântuirii Neamului. Dar gândindu-se probabil și la dorința celor care vroiau ridicată Catedrala Mântuirii Neamului și erau, considera că erau mult mai mulți cei care și-ar fi dorit să vadă catedrală și un suflet care își dorea înălțată catedrală era chiar sufletul Părintelui Patriar Teoptist. Domnule academician, sunteți iubitor de artă, creator de artă și iubitor de Dumnezeu. Se pot cuantifica astfel de valori omenești? Găsim echivalentul? Nu cuantifica în sensul riguros științific, nu. Dar există o teorie a valorilor pe care cultura le promovează și Părintele Patriarh a avut acest lucru. Și în domeniul artelor era încurajat foarte mult pictura bisericească, restaurarea bisericilor. A luptat foarte mult contra chiciului, pătrunderii chiciului în mănăstiri, în biserici. Era revoltată. Mai punea câte o icoană de asta venită din Grecia, mai ieftină, nu știu ce, nu, lui plăcea arta reală, adică a iconarilor și a și încurajat. Atelierele patriarhii au fost foarte mult sprijinite de Părintele Patriar și le-a folosit pe larg în restaurările de biserici, fiindcă el a restaurat foarte mult în creierile de noi, în scritoriile noi ale lui și în producerea de icoane. De altfel și acum există un curent foarte pozitiv în privința asta în Biserica Ortodoxă. Promovarea unei arte bisericești autentice, neobizantine, care să nu prea facă concesii modernismului, cum s-a întâmplat la unele biserici, mai ales în Oltenia, s-a întâmplat ceva. Dar și firesc. Prețuia oamenii mai mult decât orice altceva. Și îi plăcea să șadă în rândul oamenilor, mulțimilor.
Și mi-amintesc când dădea sfaturi unor clerici că atunci când ies de la biserică să nu fugă de mulțime, ci să posească rândul oamenilor. Iar drumul ăsta care îl făcea deseori după ce slujea Sfânta Liturghie de la catedrală la reședință, îl făcea trecând cu mâinile pe capul fiecărui om. Zăbovea, vorbea cu el, dacă mai întâlnea și un copilaș, îl mângâia. Dar asta era sfatul lui. Nu fugiți, rămâneți, mângâiați oamenii, iubiți oamenii. Sincer, nu mai e de mulțime. Avea chiar o vorbă, ne calcă pe picioare, chiar dacă ne calcă, e că sunt acolo. Da, iar... Îi plăcea. Mi-ați mai pus o întrebare în legătură de modalitatea de lucru cu colaboratorii. Îi prețuia pe fiecare și mai mult decât atât, știa să-i măgulească. Și aș povesti un episod așa mai de-al casei, dar îmi permit totuși pentru a ilustra felul de a fi al Părintelui Patriarh Teoctist. Tocmai îmi susținusem teza de doctorat la Facultatea de Teologie și am dorit ca să-i aduc mulțumire și Părintelui Patriarh lucrând în administrație. După susținerea tezei, l-am informat pe secretar că sunt împreună cu mama mea și a insistat să vină și mama. Impresionant a fost, știam cum primește în audiență personalitățile. Vreau să vă spun că aceeași importanță pe care am văzut că i-ar fi acordat-o unui ambasador, i-a acordat-o mamei mele. În același birou în care primea un ambasador, a așezat-o pe aceeași modalitate pe scaun și probabil nostalgia propriei sale mame l-a făcut să discute foarte cald cu mama mea. M-a impresionat. Și m-a copleșit. Nu, așa era. Când am împlinit 80 de ani, Părintele Iliescu mi-a dat o decorație. Și Patriarhul Teoctist a venit la ceremonia respectivă. Și s-a apropiat de nevastă mea și s-a bucurat cu nevastă mea, a rămas nevastă mea impresionată de deschiderea pe care o avea. Acum, și mă mărturisesc și actuala mea soție a fost... l-a cunoscut pe Părintele Patriarh și a mărturisit că știa să comporte, să flateze, chiar persoanele feminine, știa să comporte cu ele. Avea și un curaj, dar și o delicatețe și un adevărat gentleman. Era un adevărat gentleman în raport cu, cu doamnele. Când ne invita la masă la el împreună cu nevastă, mai era de o amabilitate. Din aceasta, încă o dată, sunt un paternalist, dar un paternalist în care pe undeva îi dădea și dimensiunea episcopală. Nu uita să fie patriarh. Da? Adică eu sunt patriarhul. Da. Mai avem 3 minuțele, vă invităm să urmărim ultimul filmuleț în care îl regăsim și îl redescoperim pe preafericitul Părinte Teoctist. Gândul meu este cel de totdeauna de a avea credință în Dumnezeu și de a-ți păstra starea care ești în familie, soț, soție, fiu, fiice, cu misiunea pe care o ai și calitatea care o ai în comuniune cu părinții și toți în comuniune cu credința noastră, cu Sfânta Biserică. După cum în familie trebuie să comande principiile de valoare care trebuie să facă din familie biserica de acasă, numită de Sfinții Părinți, tot așa și noi, frații mei, în biserică, avem biserica din sufletul nostru și biserica noastră, a tuturor, nu a mea, pentru că, iată, avem și necazuri care ne trag atenția că atunci când nu respectăm învățăturile bisericii și disciplina bisericii, mai ales, avem de suferit. Avem mare nevoie acum, nu numai de partea economică, ca țară, ca popor și chiar ca biserică, dar avem nevoie de iubire unii de alții. Lipsește mult iubirea dintre noi, ca
frați creștini și surori creștine, și din familie, și din așa, și sigur recunoaștem cu smerenie că chiar și între noi, între slujitorii bisericii, trebuie mai multă iubire, mai multă încredere și mai multă nădejde că în fiecare dintre noi vorbește Duhul Sfânt și vorbește Domnul nostru Iisus Hristos, al cărui chip îl purtăm. Așa să ne ajute Murnul Dumnezeu. Domnule academician, timpul a zburat foarte repede, sunt foarte multe de spus despre vrednicul de pomenire Patriarh Teotist, însă vă rugăm un cuvânt de încheiere pentru finalul acestei emisiuni. Toți care facem parte din Biserica Ortodoxă trebuie să fim recunoscători pentru ceea ce a făcut. Și sunt convins că va rămâne un model de ierarhi, nu numai pentru biserica noastră, ci pentru toate bisericile ortodoxe și poate pentru toate bisericile creștine, prin comportamentul său, prin devotamentul său față de biserică și prin seninătatea cu care a rezistat tuturor provocărilor la care a fost supus și împotriva cărora niciodată n-a avut un cuvânt rău, ca și Părintele Galeriu, sărăcuții de ei. Domnule academician, mulțumim pentru prezență și cuvinte. Părinte Bogdan? N-aș putea să adaug altceva decât ori de câte ori trec printr-un loc unde este așezat portretul Părintele Patriarh, sunt copleșit de emoții. Nu știu dacă am rămas eu în trecut sau realmente Părintele Patriarh este prezent alături de mine. Mulțumim, mulțumim pentru prezență și cuvinte. Dragi telespectatori, oamenii buni nu mor niciodată în conștiința posterității. Oamenii valoroși fac și scriu istoria. Prea fericitul Părinte Teotist le-a îmbinat pe amândouă și le-a dus în veșnicie, încununându-le cu smerenie. Vă mulțumim că ne-ați urmărit cu interes și vă dorim să aveți o zi frumoasă. La revedere!